Bună ziua, mă aflu în comuna Cocu cu, cu prietenul meu, domnul Gigi, îl cunoașteți, marele pescar. Azi suntem la livada de mere aici și pruni, la stropit. E prima stropire, cum se zice, nea Gigi, că matan, dă-mi mai multe amănunte. Mai stă în soare, dă-te mai așa. Mai multe amănunte, așa. Spălare cu soluție cuprică. Spălare cu soluție cuprică, da. Cu înțeles. Pe urmă, după asta se dă cu insecticid la buton. Îl am și pala, un fel de ulei special pentru insect. Asta e pentru bol. Am înțeles. Deci asta e pentru bol și celelalte e pentru insecte. Da, înfăinare, tot felul de... E fungicid aici. Dar după asta urmează insecticid. La câteva zile, la o săptămână, nu neapărat. Păi bine să fie de pauză. Da. Unul e da amestecate, dar zic că nu e bine. Ne dă amestecate pentru că... Să dea toate soluțiile amestecate? Nu, sunt unii să mai amestecă între ele dacă sunt compatibile, dacă nu. De regulă, alea care sunt cuprice nu prea să amestecă, fac niște reacții și dămânează. Cel mai bine e să dai atât o soluție și pe urmă altă. Am înțeles. Dacă vrei să ai efect maxim. Vedem mai cur. Da, da, da. Când ești tu în cadru și astea unde lumină, vadă livada, se vadă și încolo spre pădure. Da, livada lui Neagige aici. Spre casă. Da, uite, se vede și măgăoaia. Auzi, doi? Ce? Bă, spre casă, se vede și măgăoaia pusă pentru... Aaa! Păi venea la pește, bă. Și lacul de... Cine venea la pește? Un surc, am vrea să-mi schimbă la acela. Aici e livada lui Neagige de la țară. De când am pus măgăoile de acolo, dar am trecut, dar trebuie să le fac din nou. Măgăoile. Trebuie să refac. Casa lui Neagige aici. Aia e spate. Spate. Mă, Neagige, dar până în zona asta cum stați cu hoții, mă? Sunt peste tot, așa. Sunt atacuri la, la slănin aici? Ceva? Andrei, ieri. Nu știu în ce sat ieri au unul așa. Munca e grea. Mai filmezi, mă? Da, filmez. Munca e grea, Gabi. Munca e grea, am văzut că eu de azi de la 11 până la ora asta, 5 după amiaza, nu știu câte pompeam, dar nu pot să mai mișc umărul și spatele să mai fac plumea pe care. Fă socoteala că eu fac treaba asta de 25 de ani singur. Da. 25 de ani singur. Trebuie să filmez și ce aia mi-ai dat mie în cârcă, aia de cupru și m-a dat, dai cu asta de plastic? Nu le mai spunem, hai. Ai zis că eu sunt mai tânăr, am mai antrenament. Deci hai să revenim la pom, deci trebuie stropit să se vadă ud așa. Da, da, e spălare. Da, e spălare. Aproape se purgă pe el. În funcție de mărimea pomului ajunge până la 2 litri pe pom. Cam 2 litri pe pom. De soluție diluată. Soluție diluată. Adică făcută cu apă. Da, și am văzut două linguri. Trebuie să... La 10 litri de apă. Ai chestia de gramaj. 50 de grame. Aia am pui aia, în funcție de ce ai. De ce soluție aici cu ce dai, că nu e aceeași gramaj. General scrie pe aia, nu? La recomandare. E ca să dăm vegetație, să dăm într-un fel, are altă concentrație. Când e, nu e vegetație, cum e acum, să dă concentrație mai mare pentru că nu are ce să ardă. Dar am încălzit puțin apa, am făcut-o la 15 grade cu tuciu. Păi nu, trebuie să știe și nu. Afară obligatoriu trebuie să fie cald. Deci trebuie să fie cald. Minimul 6 grade. Minim 6 grade, să fie cald. Să fie uscați. Pomii uscați. Ca să preia. Să ne dea mai puțin, că e... Da, ca să preia soluția. Sigur, dacă e unul și... După ce ai terminat de stropit, cel puțin 6 ore să nu plouă. 6 ore ne rugăm la Domnul, Doamne, fără ploi aici. Aia. Aici noi avem și un fel de noroc, că e senina cu ei. Am venit ca putorile târziu. Noroc că nu e vară, că vara la ora 5 ești cu pompa în spate, la ora 9 e terminat. S-a făcut 20 de grade, valea. Mai azi am lucrat împreună, da? A, zici că la amiază nu se dă, că s-ar pomi vara. Nu, la amiază nu se dă, când e peste 20 de grade. Poți să treci la ora 9, 20 de grade, gata, ai oprit. Deci când sunt peste 20 de grade, nu se stropesc pomii. N-ai voie. N-avem voie. Învățăm de la maestrul... Auzi, Gabi, gospodar. Hai că avem treabă. Neagige.
Gata, mă. Gata. Oprește-te, deci, pe vă dorim mult succes. Așa arată o livadă de pământ cu stropire. Sănătate, numai bine. Trebuie să mâncăm, trebuie să